pot avea pretenții la ceilalți să mă iubească și să mă accepte așa cum sunt. Tehnica aceasta este ingenioasă prin mult mai mult decât faptul că abordează tapotamentul unor puncte de presopunctură. Ea este combinată, este efectiv descrisă ca un sandwich. Și elementele pe care le grupează sunt tapotamentul, cum l-am spus, sunt anumite afirmații care se bazează pe afirmarea acestei acceptări de sine, acestei împăcări cu sine. Nu este productiv să cultivăm conflictele interioare. De fapt, scopul este să le depășim. Dar mai mult decât atât, apelează inclusiv la elemente care, prin anumite mișcări ale ochilor, prin în sine efortul de a număra coerent, prin îngânarea unei melodii, activează emisferele cerebrale alternativ și fac trecerea, conectarea între dinamizarea unei emisfere cerebrale și alternativa celelalte, cu scopul de a produce o trezire neurologică, o înglobare în câmpul conștiinței obiective, nu știu cum să vă spun, al acelei idei pe care noi urmărim să o vindecăm, acelei probleme care nouă ne creează un dezechilibru. De exemplu, poate fi și o durere de spate și atunci o afirmație cuprinsă într-o tehnică, cum este cea descrisă, poate suna de felul următor. Deși mă chinuie spatele îngrozitor, eu mă accept pe mine în mod profund și total. Realizând, practic, tapotamentul punctelor și parcurgând toate punctele, având în minte corelarea respirației, fiind atenți, practic, la ciclul nostru respirator și corelându-l cu această afirmație, care urmărește să ne statueze, să ne stabilizeze într-o stare de acceptare, într-o stare de depășire a conflictelor, sigur că receptivitatea noastră este mult mai mare și eficiența tehnicii crește. Este, într-adevăr, ceva ingenios. Uite că americanii apelează la surse de inspirație din terapiile tradiționale și le adaptează într-un mod uneori surprinzător. Să înțeleg că pe om nu că nu-l mai doare, dar se autohipnotizează cumva? Ce se întâmplă? Nu. Cred că aici ai deschis o cutie a Pandorei. Practic, asistăm la o reevaluare a viziunii medicale, sistemelor de gândire medicală asupra ființei umane. Dacă până acum vorbeam doar despre vindecarea corpului fizic, astăzi, în această emisiune, îmbinăm psihologia și, deci, arsenalul terapeutic care urmărește să ne vindece de niște tulburări emoționale, de niște chestiuni ce țin de psihicul nostru, de sufletul nostru, de psihicul nostru. Și, sigur că îmbinăm medicina cu psihologia. Medicina până acum a făcut abstracție de organizarea ființei vii, descrisă în, deci ființei umane, descrisă în medicină tradițională extrem-orientală, care spune că și pleacă de la premiza coerentă și absolut adevărată că ființa umană are mai multe corpuri în funcție de gradul lor de rafinare, de nivelul lor de frecvență. Corpuri energetice, corpuri subtile, care sigur că le putem integra în diferite metode de tratament și ele chiar sunt mult mai eficiente decât acțiunea directă asupra corpului fizic. De multe ori, acțiunea acupuncturii este instantanee în raport cu acțiunea unui medicament care merge printr-o substanță chimică și acționează asupra corpului fizic. De cele mai multe ori, când este eficientă, o terapie care apelează la structurile subtile ale ființei umane este mult mai eficientă. Ea guvernează chiar corpul fizic. Ce vă faceți cu o pacientă obeză care nu se acceptă așa cum e și trebuie să se accepte? Sau... Nu trebuie. Deci în lumea aceasta nu trebuie absolut nimic. În lumea aceasta e vorba de alegeri. Ce aleg să fac? În momentul în care... și mă rog, pot să spun că eu la niște specialitățile mele tulburările de alimentație și am lucrat cu persoane cu surplus ponderal,
Surplusul ponderal ține de afect. Este un motiv pentru care acea persoană are nevoie de acea protecție, de acea armură pe care o pune între ea și mediul. Probabil că este o persoană foarte sensibilă, cândva sau ceva, într-un fel sau altul a agresat-o emoțional și atunci este acea nevoie inconștientă de a pune spațiu între mine și mediu, care mediul este rău, mediul mă agresează. Și atunci se lucrează pe simbolistica simptomului, se lucrează pe ascultare corporală, se lucrează pe chirurgie psihică. Sunt foarte multe tehnici pe care și un psiholog și cu atât mai mult ajutat de un chiar medic. Chiar aș vrea să îmi spun partea mea de comedie în această situație, pentru că ceea ce sigur nu veți în facultatea obișnuită de medicină, de exemplu, Ayurveda vine și îți explică tipologiile constituționale pe care sistemele extrem-orientale le folosesc, îți permit să înțelegi mecanisme intime de funcționare ale psihicului uman. De exemplu, o pacientă care este obeză, de cele mai multe ori, ea începe să devină supraponderală datorită unei lipse de securități. Ea încearcă să-și structureze o stare de... să-și structureze ființa în așa fel încât să se simtă mai bine, să facă față agresiunilor din exterior sau chiar propriei tulburări emoționale. Mă derutează puțin. Deci, atât timp cât terapeutul ayurvedic își cunoaște elementele care sunt, pleacă de la tipologii constituționale și folosesc un arsenal întreg, el înțelege în profunzime natura cea mai probabilă a tulburării pe care o pacientă de acest gen o are și permite să abordeze într-un mod diferit decât cel clasic. Mergem cu supraponderalul la fitness sau îi dăm un regim dietetic de slăbit care poate îl dezechilibrează mineral sau în alte feluri. Este o specialitate ca și a dumneavoastră, nu? Deci trebuie să credem până la... Așa este, nu? Însă practic urmăresc să fac promovarea unei idei de a folosi medicina pentru a crește calitatea vieții, pentru a ne păstra starea de sănătate și a nu mai ajunge la slăbitul artificial. În concluzie, pacientele care au fost la dumneavoastră pentru această problemă au ajuns până la urmă să se accepte pe sine în acea formă sau înțelegându-și problema? Deci, după, ce se întâmplă? Dacă tu nu accepti că ai o problemă, n-ai cum să rezolvi problema. Pentru că nu accepti că o ai. Și atunci ce rezolvi? Ceva ce n-ai? Nu. Deci, logic și firesc este întâi să accepti. Fie că ai durere de spate, obezitate, nu știu, ulcer, cancer, orice Dumnezeu ai, este primul pas către vindecare. Știi că e bancul din psihiatrie, că primul pas care îl face nebun în momentul în care se începe să se vindece, e că recunoaște că e nebun. Deci, acceptăm și în momentul în care acceptăm, atunci putem lucra. Pentru că acceptând că avem ceva, plecăm de la o stare inițială. Da, dar ce ne facem cu pacienții care au cancer? Așa. Și spun, acceptă, da, am cancer. Okay. Dar nu se mai poate face nimic, eu mor. Este chestie de alegere. Deci îi dai, îi oferi. Ce se întâmplă? Este foarte dificil de înțeles pentru noi. Toți trei ne-am ales această meserie cumva de a ne pune în slujba oamenilor și avem cumva vocație de salvatori. Da? Deci noi știm ce să facem și cum să facem. Important este să facem în momentul în care ni se cere. Dacă acea persoană nu vrea, este alegerea ei. Iar dacă, exact cum spui tu, dacă acea persoană spune, ok, am cancer și nu mai poate face nimic, îi arăți, îi explici că poate fi și asta, poate fi și asta, există și aici o soluție, se pot face mai multe feluri. Și sunt oameni care au scăpat cu terapie energetică, cu terapie de eliberare emoțională, cu Reiki, cu